Vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu, Scripturile, la pagina 1155. Vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, din Coloseni, capitolul 1. Vom citi două versete, versetele 17 și 18. 18, pardon. Și Cuvântul Domnului spune în felul următor. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru că în săptămâna în care a trecut v-ați rugat pentru mine. Vă mulțumesc pentru lucrul acesta și zic ca Domnul să reverse peste dumneavoastră pacea sa, harul său, să vă dea putere să rămâneți fideli cuvântului lui Dumnezeu, fideli lui Dumnezeu, ca în cele din urmă El să vă dea și să ne dea fiecare dintre noi viață veșnică. Amin. Apoi, zic ca Domnul să deschidă inimile noastre în seara aceasta, să ne dea putere să percepem cuvântul Său cel sfânt și minunat, zic ca Domnul să mă folosească spre slava și gloria Lui, spre bucuria dumneavoastră, spre smerenia și umilința mea, pentru că vreau El să troneze de fiecare dată și numele Lui să fie binecuvântat în veci de veci. Amin. Așa după cum ni se spunea de dimineață, suntem nu știu exact la câta întâlnire, în care vorbim despre ce vrea să spună Biblia despre un anumit subiect din Scriptură. Și în seara aceasta, Domnul vrea să ne vorbească despre biserică. Vedeți, dumneavoastră, lumea percepe biserica sau a înțeles biserica într-un anumit mod. Mulți oameni au înțeles că biserica este o clădire, mai înaltă sau mai puțin înaltă, dar majoritatea cred că este o clădire înaltă, foarte înaltă, și că acea clădire foarte înaltă îl reprezintă pe Dumnezeu. Au pus tot felul de turnuri la acea clădire, au spus că unul din turnuri îl reprezintă pe Dumnezeu Tatăl, unul pe Domnul Iisus, altul pe Duhul Sfânt. Alții l-au perceput de-a lungul timpului, au perceput de-a lungul timpului biserica într-un anumit mod. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că la un moment dat, după un anumit număr de ani, oamenii au început să perceapă biserica după gândirea lor, cred, după inima lor. Uitați-vă la curvarul din Corint, 1 Corinteni, capitolul 5. El a crezut că biserica e locul unde poți să-ți permiți să faci orice. Nu contează, mergi la închinare, la rugăciune, tu poți să fii cel mai mare păcătos, poți să trăiești în păcat, asta e biserica pentru el. Alții au crezut că biserica este locul unde poți veni îmbrăcat oricum. Te poți îmbrăca oricum. 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 3, Petru ajunge la concluzia că trebuie să spună oamenilor din vremea respectivă, în mod special femeilor, că biserica nu este locul unde te poți îmbrăca oricum, este locul unde te poți etala oricum, nu este locul unde poți să-ți permiți să-ți scoți în evidență mușchii, frumusețea, anumite organe. Nu! Biserica, spunea Petru, este cu totul alt loc. Oameni ca Simon din Samaria, Faptele Apostolilor, capitolul 8, au crezut că biserica e un loc unde dacă ai norocul să fii botezat cu Duhul Sfânt, poți să-ți permiți să faci afaceri cu această mare putere. El așa a conceput biserica. Unii au conceput biserica un loc în care ei pot să-și permită să dea o învățătură după inima lor. Iudaizatorii despre care ni se tot vorbește de aproximativ 9 întâlniri. Acești oameni au crezut că ei au tot dreptul să vină înaintea bisericii, să dea învățătura după inima lor, după mintea lor, după gândirea lor. Ei, în seara aceasta vreau să vă spun că biserica, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, n-a fost concepută ca
ca și o clădire construită din pietre, din ciment, din fierbeton. Și în același timp, biserica n-a fost concepută ca oamenii să vină la închinare cum vor ei, în modul în care își permit ei, cu, știu eu, o viață plină de păcat și fără de lege. În seara aceasta aș vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care ne va învăța în seara aceasta ce a vrut să spună Dumnezeu prin biserică, ce a vrut Dumnezeu să facă în biserică, ce a vrut Dumnezeu să scoată în evidență în biserică. Și aș vrea ca mesajul din seara aceasta să fie un mesaj venit de la inimă. Cum de altfel îmi și place să vorbesc din inimă, pentru inimă și Domnul să ne binecuvinteze. În primul rând, apostolul Pavel, când a văzut că se confruntă cu astfel de probleme, când a văzut că oamenii concep biserica după gândirea lor, după statutul lor, după starea lor, după păcatele lor, omul acesta a spus: eu am o problemă și pentru că am o problemă vreau să transmit bisericilor mesajul acesta. Biserica nu este ceea ce cred ei. Biserica, în primul rând, este trupul lui Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu spune atât de clar, Matei capitolul 16 cu versetul 18: eu voi zidi biserica mea, spunea Domnul Iisus Hristos. Eu voi zidi. Biserica nu este a mea, nu este a ta, nu este a noastră. Biserica este a lui Iisus Hristos, spre slava lui Dumnezeu, instituită, slăvit să fie numele Domnului. Vedeți, biserica, spuneam, este trupul lui Hristos. Și Caiafa, la un moment dat, spune că este necesar să moară omul acesta. Ioan, apostolul Ioan, completează în Ioan capitolul 11, versetele 51 și 52, spune că era necesar să moară Domnul Iisus Hristos ca să adune în trupul său pe fiii lui Dumnezeu, pe copiii lui Dumnezeu. Mai mult ca atât, Pavel, când transmite bisericii din Corint faptul că biserica este trupul lui Hristos, spune: voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui, slăvit să fie numele Domnului. Uitați ce frumos continuă el și spune, capitolul 4 cu 4, este un singur trup, 5 cu 23, Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului, 5 cu 24, biserica este supusă, 5 cu 25, el a iubit biserica și a dat și s-a dat pe sine pentru ea. 4 cu 15, spune Pavel în cele din urmă, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Pavel a spus, vreau să înțelegeți un aspect. Hristos este capul bisericii. Voi sunteți trupul. Biserica nu este construită din pietre. Nu este construită din ciment. Nu este construită din fierbeton. Biserica lui Dumnezeu este construită din ființe umane. Biserica lui Dumnezeu, într-o vreme ca aceasta, este construită din tine, construită din tine, construită din tine, construită din mine. Noi suntem trupul lui Hristos și fiecare dintre noi mădulare în acest trup, slăvit să fie numele Domnului. În seara aceasta vreau să vă spun un aspect. Trupul lui Hristos are nevoie și de tine, are nevoie și de tine, are nevoie și de tine, are și nevoie și de tine, are nevoie de fiecare dintre noi. Ca trupul lui Hristos, biserica lui Hristos, să funcționeze la parametrii maxim, noi, fiecare dintre noi, cei care facem parte din trupul lui Hristos, trebuie să trăim o viață sfântă, curată și desăvârșită după voia lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, în biserica primară, Dumnezeu lucra într-un mod deosebit datorită faptului că cei de atunci au înțeles acest aspect, chiar dacă n-au avut învățătura lui Pavel. Ei au înțeles că fac parte din trupul lui Hristos și atunci fiecare dintre ei a dat câte puțin ca acest trup să crească, să se dezvolte. Vreau să vă spun în seara aceasta că nu este nicio diferență între mine care stau în față și vă slujesc și între cel care stă în parcare în frig. Nu, cuvântul lui Dumnezeu spune că mădularele cu mai puțină cinste sunt îmbrăcate într-un mod deosebit ca să nu existe nicio deosebire în trup. Cu alte cuvinte, noi toți din locul acesta care facem parte din biserica lui Dumnezeu avem aceeași calitate, avem aceeași binecuvântare, avem același har din partea lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Biserica, spunea Pavel, este trupul lui Hristos și noi suntem mădulare în acest trup. Noi trebuie într-o vreme ca aceasta să înțelegem acest aspect. Înțelegând acest aspect, stăm la dispoziția lui Dumnezeu și împlinim voia lui Dumnezeu. Trupul trebuie să fie unit, trebuie să fie caracterizat de o părtășie autentică. Trebuie să existe între mădulare empatie, încurajare, edificare, pentru că trupul trebuie să crească.
prin ceea ce dăm fiecare dintre noi, prin ceea ce dai tu, prin ceea ce dai tu, prin ceea ce dai tu, prin ceea ce dau eu, trupul lui Hristos crește. Ajunge la maturitate de plin, ajunge la creșterea de plină și atunci când va ajunge la final, când pot spune cupola se va pune, Hristos Domnul va veni pe norii cerului să-și răpească biserica și am vrea ca la această răpire să avem parte fiecare dintre noi, slăvit să fie numele Domnului. Dar Pavel le scrie corintenilor în modul acesta. Dar cred că efesenii au înțeles cu totul altfel biserica, tocmai de aceea lor le-a scris într-un alt mod. Și spunea efesenilor, voi sunteți clădirea, voi sunteți templul lui Hristos. Efeseni capitolul 2, versetul 21-22. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Corinteni capitolul 3 cu 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu, că și Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Și Pavel îi spune lui Timotei, 1 Timotei capitolul 3 cu versetul 15, dacă nu mă înșel, 16. Nu, 15. Timotei, zicea el, este posibil să întârzi, este posibil să ajung mai târziu, dar vreau să-ți spun ceva. Tu trebuie să înțelegi un aspect. Că tu trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu într-un anumit mod. Pentru că casa lui Dumnezeu, spune 1 Timotei capitolul 15, este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Tu, spunea Pavel, nu te poți comporta oricum în această biserică. Pentru că nu e biserica ta, Timotei, nu e biserica celor din Efes, nu e biserica unuia sau altuia, este biserica lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Când vorbim de clădire, când vorbim de templu, vorbim de ceva care a fost unit prin dragoste, a fost unit în dragostea lui Hristos. Fiecare cărămidă, spiritual vorbind, fiecare cărămidă este unită prin acest prin această dragoste, prin Hristos slăvit să fie numele Domnului. Spuneam nu de mult când vorbeam de dragostea lui Dumnezeu, că nu există fortăreață mai mare și mai greu de cucerit, cum este o mulțime de oameni care se iubesc și care sunt strânși legați în rodul dragostei. Nimeni nu poate birui biserica lui Dumnezeu dacă ea este strâns, unită în lanțul dragostei. Dacă baza principală este așa după cum ne spune Scriptura că trebuie să fie Hristos Iisus, Domnul nostru, slăvit să fie numele Domnului. Dar nu numai atât. Pavel când a văzut că oamenii nu înțeleg ce înseamnă biserica, când au văzut că oamenii de fapt și de drept sunt orientați spre lucrurile acestea pământești, că ei încă nu și-au desprins inima de acest pământ, le-a spus, oameni buni, voi sunteți mireasa lui Hristos. Și spunea el, eu v-am logodit cu el. Cred că inspirat din cuvântul lui Dumnezeu, din Osea, capitolul 2 cu versetul 19, unde Dumnezeu se revelează într-un mod deosebit și spune lui Osea, te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Inspirat, cred că, de cuvântul lui Dumnezeu, că știm cu toții, Pavel cunoștea într-un mod deosebit Vechiul Testament, cuvântul lui Dumnezeu le-a spus oamenilor de atunci, voi sunteți mireasa lui Hristos. Cu alte cuvinte, voi trebuie să-L așteptați pe Hristos așa cum orice mireasă își așteaptă mirele. Orice mireasă se îmbracă într-un mod deosebit, își caută aina cea mai frumoasă, cea mai albă, cea mai deosebită, că atunci când vine mirele să o ia, să vadă în ea ceva extraordinar, să vadă în ea ceva deosebit. Și noi, de asemenea, într-o vreme ca aceasta, ca și o mireasă pământească, dar trebuie să ne îmbrăcăm cu hainele neprihănirii, dragostei, bucuriei, păcii, trebuie să ne îmbrăcăm cu această haină curată, albă, imaculată, ca să-L așteptăm pe mirele ceresc, pe Dumnezeul mântuirii noastre, pe Cel ce a murit pe dealul din Golgota, slăvit să fie numele Domnului. Nu ne putem îmbrăca cu podoabe omenești, așa cum se îmbracă unul sau altul. Noi ne îmbrăcăm cu podoabele spirituale care aduc slavă și glorie lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Mireasa și așteaptă mirele într-un mod deosebit. Noi, biserica lui Dumnezeu, trebuie să fim fiecare dintre noi acele fecioare înțelepte care îl așteaptă pe Hristos Domnul cu candelele pline. Oameni al lui Dumnezeu care stăm într-o stare după voia lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, ca în cele din urmă, atunci când va veni El, fiecare dintre noi să fim parte în împărăția sa cerească, numele Domnului fie glorificat. Cu alte cuvinte, biserica
nu este o clădire omenească, nu este o clădire făcută din pietre, din cărămiz, din ciment și în fier beton. Biserica lui Dumnezeu este o clădire făcută din ființe umane, din noi cei care am crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos, din cei care îl așteptăm pe Domnul să vină pe norii cerului, de noi cei care vrem să-L întâmpinăm pe El și apoi să mergem în împărăția sa cerească. Apoi spuneam că unii și-au permis să vină în biserica, în biserică de-a lungul timpului, chiar beți la un moment dat. 1 Corinteni, capitolul 11, spune Pavel celor de acolo mustrându-i. Mă, voi n-ați înțeles ce înseamnă biserica, spune el. Vă permiteți la biserică să mergeți oricum, nu în bisericile noastre, dar în bisericile celelalte tradiționale. Oamenii își permit într-o zi ca asta de flori, poate și în duminica următoare, să meargă la biserică beți, să meargă la biserică îmbuibați de tot felul de mâncări. Ei n-au înțeles că biserica nu este aceasta. La biserică nu ai voie să mergi nici măcar cu un gram de alcool în tine. La biserică nu poți să-ți permiți să mergi îmbrăcată senzual. La biserică nu-ți permiți să mergi arătându-ți mușchii. La biserică trebuie să fii cu totul altfel, trebuie să vii altfel. Nu poți să-ți permiți ca în biserică să gândești într-un alt mod decât după voia lui Dumnezeu. Nu poți să-ți permiți ca venind la biserică să te uiți în stânga și în dreapta, să știi o să-ți găsești partenerul pentru viitor, ci la biserică când vii, după cum ni se spunea și de dimineață, trebuie să vii cu o stare de reverență, de deosebită reverență înaintea lui Dumnezeu, pentru că în biserică îi te închin lui Dumnezeu, îl slăvești pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este prezent, căci e casa Lui și dacă El nu este aici, unde ar putea fi în altă parte? Dacă El nu este în locul în care L-a creat, dacă El nu este în locul în care s-a gândit să-L facă, unde poate fi? Dacă El nu este în casa Lui, unde îl putem căuta în altă parte? Ei, când a văzut Pavel că oamenii n-au înțeles cum trebuie să vină la biserică, în cele din urmă, el l-a transmis mesajul și a spus, uitați, în biserică când vii, trebuie să vii într-un alt mod. Pentru că Domnul este prezent acolo. Și El cercetează nu numai ființa, El cercetează adâncul ființei tale. El cercetează inima ta, El cercetează mintea ta. Și în cele din urmă, la final, va judeca chiar și gândurile tale. În biserică nu îți poți permite să faci orice. În biserică nu te poți îmbrăca și să vii îmbrăcat oricum. Pentru că acolo este prezent Dumnezeu. Acolo este prezent Dumnezeu. Când vii la biserică, trebuie să vii, pentru că biserica este locul în care tu și eu trebuie să te hrănești. Tu și eu trebuie să te hrănești. Cuvântul lui Dumnezeu spune că biserica are misiunea de a-i prezenta lui Dumnezeu pe fiecare credincios, matur în Hristos, Coloseni capitolul 1 cu versetul 28. Asta trebuie să facă biserica. Trebuie să-L prezinte pe fiecare credincios matur în Hristos. În 1 Samuel, capitolul 21 cu versetul 1 până la 9, cuvântul Domnului prezintă o istorie. David, împreună cu soldații lui, la un moment dat flămânzi fiind, ajung la Nob, la preotul Ahimelec. Acolo, flămânzi fiind, cer mâncare lui Ahimelec, preotul lui Ahimelec. Acest preot i-a spus, nu am mâncare. Dar am ceva, am pâinile sfințite. Și David spune, dă-ne-le să mâncăm. Ei, vreau să vă spun că acest preot în cele din urmă a dat lui David și oamenilor mâncare. Biserica este locul în care orice om ca și David odinioară trebuie să primească hrană. Trebuie să primească hrană de calitate. Trebuie să primească hrana care este necesară. Ahimelecii bisericii sau preoții bisericii sunt obligați să aleagă în a oferi hrana potrivită fiecărui membru al bisericii. Și când vorbesc de preoții bisericii, nu mă refer doar la slujitorii care îi avem în frunte, Domnul să-i binecuvinteze. Preoți suntem toți, spune cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Fiecare dintre noi, spuneam, făcând parte din trup, suntem mădulare și prin ceea ce dăm fiecare dintre noi, trupul crește. Trupul primește valoare, trupul poate fi folositor lucrării lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Apoi, la sfârșitul zilei petrecute în sanctuar, întrebarea se pune, nu dacă m-am simțit eu bine sau dacă te-ai simțit tu bine. La sfârșitul
întâlnirii din sanctuar, trebuie să-L întrebăm pe Domnul: Doamne, câți Davidi flămânzi au fost astăzi în biserică și au fost hrăniți de noi? Înțelegeți ce vreau să spun? Fiecare trebuie să fim plini de cuvântul lui Dumnezeu, să fim curați, să fim sfinți, să ne oferim unii altora hrana potrivită. E atât de necesară într-o vreme ca aceasta. Hrană sănătoasă, bineînțeles, trebuie să o primești de la oameni sănătoși. Hrană sănătoasă trebuie să o primești de la oameni sănătoși. Vedeți, cu cât greu am accepta, dacă acceptăm, să primim mâncare din mâna unui om bolnav, care a fost bolnav de lepră. Chiar dacă îl vedem vindecat. Chiar dacă îi vedem mâinile rozalii, chiar dacă îl vedem vindecat pe deplin, cu greu acceptăm să mâncăm din mâna unui astfel de om. Cu atât mai mult și oamenii ceilalți nu acceptă să mănânce hrană spirituală dintr-un om sau de la un om care trăiește în păcat și fără de lege. Ni s-a mai spus lucrul acesta. Cum pot eu să spun colegului meu de muncă: pocăiește-te, uite, vreau să-ți dau hrană din Hristos, când eu trăiesc ca și el? Cum pot să spun eu vecinului meu: pocăiește-te, eu vreau să-ți dau hrană sănătoasă din Hristos, sau vină la biserică, căci biserica este locul unde te hrănești, unde Hristos într-un mod deosebit coboară în slujitorii săi și vestește Evanghelia într-un mod deosebit, când eu personal în viața mea nu dovedesc că venind la biserică am mâncat sănătos? Cum pot eu să ofer hrană sănătoasă vecinului meu când mâinile mele sunt pline de păcat și fără de lege, viața mea este murdară? Cum pot eu? Primește el vecinul meu din mâna mea, primește el colegul meu de muncă din mâinile mele hrană? Nici de cum! Noi, fiecare dintre noi, într-o vreme ca aceasta, suntem chemați ca și biserică să dăm hrană sănătoasă. Dar vom putea face lucrul acesta dacă suntem oameni sănătoși. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, biserica este locul unde te poți înarma. Vedeți, dumneavoastră, spuneam de David. A mers acolo, preotul i-a dat pâine, i-a dat mâncare și cuvântul lui Dumnezeu spune că în cele din urmă i-a mai dat ceva. I-a dat o sabie. O sabie cu care să lupte. E adevărat, într-o vreme ca aceasta, noi nu mai avem de dus niște lupte fizice, noi avem de dus niște lupte spirituale, tocmai de aceea biserica este locul unde te poți înarma spiritual, biserica este locul unde vii și când vii te înarmezi într-un mod deosebit cu armele adevărului, cu armele Duhului Sfânt, căci în viața de zi cu zi tu ai de dus lupte, tu ai de luptat cu atâtea duhuri care sunt în jurul nostru, care încearcă să ne înghită, care încearcă să ne ia de pe calea lui Dumnezeu. Noi în biserică trebuie să venim ca să ne încărcăm spiritual, să ne încărcăm cu armele adevărului, să ne încărcăm ca în cele din urmă să putem lupta și luptând să avem biruință, slăvit să fie numele Domnului. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că biserica oferă oamenilor armele adevărului, pâine și sabie, hrană și echipament. Biserica există să le ofere pe amândouă oamenilor și fiecăruia dintre noi. Pentru că și noi, ca și creștini, avem de luptat în viața de zi cu zi, cu tot felul de ispite, cu tot felul de duhuri. Noi în biserică trebuie să venim de fiecare dată să ne înarmăm. De ce este necesar să vii marța la biserică? De ce este necesar să fii chiar și joia când ești chemat? De ce este necesar să vii și duminica dimineața și duminica seara? Pentru că tu, ca și om, ai de dus lupte, eu am de dus lupte și împreună avem de dus lupte, dar venim la biserică, ne hrănim într-un mod deosebit, creștem în omul din lăuntru, ne înarmăm cu armele spirituale și putem duce o luptă după voia lui Dumnezeu și această luptă în cele din urmă o vom câștiga spre slava lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Tocmai de aceea frații slujitori ne tot cheamă la biserică și încearcă din puterile lor, călăuziți de Duhul Sfânt, să ne ofere o hrană sănătoasă și armele adevărului. De ce? Pentru că au înțeles că în cuvântul lui Dumnezeu este aceste lucruri sunt scrise și vrea ca noi împreună să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Vrea ca niciunul dintre noi să nu se piardă și Domnul să-i binecuvinteze pentru lucrul acesta. Și El să ne binecuvinteze și pe noi. Ajutorarea oamenilor, spunea un om, nu este o ocupație extraordinară, deoarece cei care au nevoie de ajutor sunt oameni dificili, conduși de tot felul de stări, ei intră în biserică în calitate de fugari, în unele cazuri căutând să se depostească de Saul furioși, așa cum David făcea odinioară. El a fugit în biserică datorită faptului că era fugărit, era urmărit de Saul, a căutat ajutorul în biserică, a mers în biserică, s-a hrănit acolo lângă Ahimelec, a primit sabia ca să poată lupta. Ei, și noi într-o vreme
vreme ca aceasta, tot la cel, suntem chemați să ne hrănim, să ne înarmăm și să luptăm. Și noi trebuie să facem acest lucru cu responsabilitate. Și slujitorii care au înțeles acest lucru trebuie să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Chiar dacă, așa după cum citeam, ajutorarea oamenilor nu este o ocupație extraordinară, dar când o înțelegi, este plăcută. Numele Domnului fie binecuvântat. David îi învață pe cei disperați să caute ajutor la poporul lui Dumnezeu, pentru că acolo Dumnezeu întâmpină inimile deznădăjduite și le îngrijește. Nu te înarmezi în societate, nu te înarmezi la locul tău de muncă, nu te înarmezi poate chiar nici în familie, nu te înarmezi mergând pe stradă, ci mergând pe stradă, în societate, în familie sau la locul de muncă, de multe ori te dezarmezi. Dar venind în biserică, tu te înarmezi cu armele adevărului, cu armele care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Tu primești putere prin Duhul Său cel Sfânt și în cele din urmă poți duce o luptă după voia lui Dumnezeu și poți căpăta binecuvântarea. Uitați-vă la cei 11 apostoli după moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Uitați-l pe Petru care, în cele din urmă, în urma unei lupte spirituale care a avut-o de dus, a căzut, s-a lepădat. Uitați-vă la el cum stătea în camera de sus împreună cu ceilalți, amăgiți, dezamăgiți, supărați, deznădăjduiți, descurajați. Uitați-vă în modul în care vine Domnul Iisus Hristos la ei și le spune, dându-le, pot spune eu, pâine, hrana care era necesară atunci pe momentul acela și spune, pace vouă. De acest lucru aveau nevoie ucenicii. Aveau nevoie de acea pace care izvorăște din Duhul Sfânt, care izvorăște din Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos, știind nevoia lor, a venit și la ei și le-a spus, pace vouă. Adică, alungați din inima voastră îngrijorările, deznădejdile, descurajările. Alungă din inima ta, Petrule, tot ceea ce ai și lasă pacea mea să intre în tine. Lasă pâinea aceasta de care ai nevoie să... Și mănânc-o, ia-o și mănânc-o, ca pacea mea să ținunde viața și fiind plin de pacea mea să poți lucra pentru mine. Dar nu numai atât, le spune Domnul Iisus în Ioan capitolul 20. În cele din urmă, Ioan capitolul 20 cu versetul 22 spune, 22, pardon, 20 cu 22, luați și Duh Sfânt, adică luați sabia, luați această putere deosebită să puteți lupta. Căci lupta voastră spirituală nu s-a finalizat. Voi de acum încolo veți avea de dus o luptă. Așadar, luați Duh Sfânt. Iisus Hristos s-a ocupat de acest lucru, de cei din biserica primară. Și Iisus Hristos prin noi, prin Duhul Sfânt, prin fiecare dintre noi, lucrează în modul acesta slăvit să fie numele Domnului. Pâine și săbii și sabie. El Iisus le-a oferit pe amândouă celor disperați. Biserica de asemenea trebuie să o facă. Adică biserica trebuie să dea hrana potrivită, să dea săbiile potrivite pentru a se putea lupta fiecare dintre noi contra duhurilor răutății, contra duhurilor care ne înconjoară, contra ispitelor care stau în jurul nostru. Dar biserica nu este doar un loc în care te hrănești sau un loc în care te înarmezi. Biserica este un loc unde capeți vindecare. Și în primul rând, biserica este locul unde capeți vindecare spirituală. De ce? Pentru că Iisus Hristos de la început s-a ocupat în primul rând de starea sufletească a omului și apoi, pardon, de partea fizică. Biserica este un centru de urgență, spunea un om al lui Dumnezeu, cu program prelungit, ușor de găsit, gata să răspundă nevoilor oamenilor care vin cu situații neașteptate. Mai mult ca atât, un alt om al lui Dumnezeu spunea că biserica este biroul de asigurări sociale lui Dumnezeu, o instituție dedicată vindecării orbilor, eliberării captivilor, hrănirii flămânzilor și transmiterii veștii bune. Mandatul acesta a fost original al lui Dumnezeu. Acesta este rolul bisericii. Fiecare dintre noi trebuie să înțelegem acest aspect, că Dumnezeu nu se mai revelează în norul sau stâlpul de foc ca odinioară. Dumnezeu nu se mai prezintă pe muntele Sinai în cort. Dumnezeu nu se mai prezintă nici măcar în templul de la Ierusalim. Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, a hotărât să se reveleze într-un mod deosebit prin mine, prin tine, prin noi toți. El, Dumnezeu, s-a îndurat de fiecare dintre noi și a coborât din slava sa cerească și a hotărât să locuiască în inimile noastre prezența la
sa nu mai este nici în templu, nici în cortul, nici în cort, nici în stâlpul de foc sau de nor, ci prezența sa este în fiecare dintre noi, glorificat să fie numele Domnului. Dar poate fi în fiecare dintre noi dacă trăim într-o stare după voia lui Dumnezeu, după cum cuvântul său ne îndeamnă într-o vreme ca aceasta, slăvit să fie numele Domnului. Martin Luther spunea că noi suntem măștile lui Dumnezeu. Noi suntem măștile lui Dumnezeu pentru că lumea nu poate suporta forța directă a gloriei lui Dumnezeu. Așa cum oamenii de pe vremea lui Moise nu putea să suporte fața plină de strălucirea lui Moise, oamenii din ziua de astăzi, dacă trăiești într-o stare după voia lui Dumnezeu, nu pot suporta lumina care emană din Dumnezeu prin tine în lume, slăvit să fie numele Domnului. Ori se pocăiesc, cad la pământ în momentul în care te văd, în care îți văd sfințenia și neprihănirea pe care o trăiești, ori în cele din urmă va zice, ce să fac? Nu am ce să trăiesc ca și tine, pentru că tu nu ești un om al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că un om, un ateu, a fost întrebat, de ce urăște atât de mult pe creștini? Zicea el, cum să nu-i urăsc? Dacă Hristos ar fi trăit cu adevărat și ar fi existat cu adevărat, l-aș fi văzut în cei care se numesc creștini într-o vreme ca aceasta, dar spunea el, datorită faptului că nu-l văd pe Hristos în ei, cum pot să cred că Hristos a existat? Noi suntem chemați să trăim în Hristos și Hristos în noi spre slava lui Dumnezeu, ca oamenii în cele din urmă venind în locul acesta să capete vindecare. Pentru că spuneam, biserica este centrul de urgență al lui Dumnezeu în care oamenii capătă vindecare spirituală. Chiar și noi putem căpăta vindecare spirituală dacă venim în locul acesta, că putem și noi ca și oameni, că și suntem încă trăim în trupul de carne, spune Pavel, și noi putem cădea într-o anumite stări de deznădejde, de descurajare. Și acestea sunt tot boli spirituale, dar în momentul în care vii în biserică și știi că în biserică se capătă vindecare, te poți lăsa pătruns de Duhul lui Dumnezeu și în cele din urmă capezi vindecare. Vă spun că a fost o perioadă când am fost foarte descurajat, dezamăgit, din cauza situațiilor prin care treceam. Am venit la biserică, știam că trebuie să slujesc, eram așa oarecum trist, stând acolo la un îndemn de rugăciune. A venit un frate în față și a spus, aș vrea să vă aduceți aminte de lucrările minunate pe care le-a făcut Dumnezeu în viața voastră. De modul în care s-a revelat El fiecare dintre voi, de minunile care le-a făcut în familie dumneavoastră. În momentele următoare mi-am adus aminte de minunile extraordinare pe care le-a făcut Domnul în viața mea. Și am zis, o, Doamne, Tu ești același ieri și în veci. Ești același ieri și în veci. Slăvit să fie numele Tău. Tu ești neschimbat. De aceea îți mulțumesc că în seara aceasta am căpătat vindecare și Domnul m-a eliberat, slăvit să fie numele Domnului. Biserica este locul unde capeți vindecare spirituală, slăvit să fie El. Dar în același timp, biserica este locul unde poți căpăta chiar și vindecare fizică în trup. Uitați ce spunea un om al lui Dumnezeu. Biserica este locul unde ne putem aduce durerile, că ce a fost înființată de cel al cărui trup a fost frânt pentru noi, pentru ca să ne dea nouă viață, slăvit să fie numele Domnului. Spuneam de faptul că biserica este trupul lui Hristos și că fiecare mădular în trupul lui Hristos trebuie să fie un mădular sănătos. Spuneam de faptul că noi trebuie să ne păstrăm sfințenia și curăția înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne folosească. În seara aceasta vreau să vă spun că trebuie să facem lucrul acesta datorită faptului, spune Iacov, capitolul 5, cu versetul 16, că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Neprihănirea este adevărat, am învățat în săptămânile care au trecut. Este darul lui Dumnezeu. El ne-a socotit și ne socotește neprihăniți prin credința în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Dar neprihănirea nu ne putem păstra dacă nu trăim într-o viață sfântă, curată și desăvârșită după voia lui Dumnezeu. Noi, ca să rămânem neprihăniți, trebuie să rămânem în voia lui Dumnezeu, să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt, să ascultăm voia lui Dumnezeu și să facem voia lui Dumnezeu, ca în cele din urmă rugăciunea noastră să aibă valoare înaintea lui Dumnezeu și cel bolnav să capete vindecare. Tocmai de aceea trebuie să fim mădulare sănătoase. De ce? Ca biserica să poată întinde mâna ca și Petru și Ioan odinioară și să spună celui bolnav, în numele Domnului, ridică-te în picioare. Acesta este mandatul bisericii și acesta este mandatul fiecăruia dintre noi. Noi trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu după starea lui Dumnezeu.
Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Am fost chemați de Dumnezeu din lumea plină de păcat și fără de lege. Nu la voia întâmplării, nu la voia întâmplării. Acum 2000 de ani, Domnul Iisus Hristos s-a urcat pe o măgăriță, a venit ca un om smerit, un om umil, coborând din cerurile preanalte, după cum ni se spunea dimineață. Nu la voia întâmplării a venit să moară pentru oameni. Nu la voia întâmplării te-a luat pe tine, pe tine, pe mine, din lumea aceasta plină de păcat. Nu la voia întâmplării. A văzut în tine un viitor slujitor. A văzut în tine și în tine un om care vei fi dedicat lucrării lui Dumnezeu. Și Pavel spune la un moment dat oamenilor din vechime: cum de ați început, voi care ați început bine, cum de v-ați depărtat de lucrurile plăcute lui Dumnezeu și ați alergat acum după lucrurile lumii acestea, ați început bine și vreți să sfârșiți rău? O, nu! Noi toți din locul acesta am început bine. Haideți să ne îndemnăm fiecare dintre noi la fapte bune și la dragoste, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ascultăm ceea ce spune apostolul Ioan Apocalipsa, capitolul 2. Întoarceți-vă la dragostea din tâi, adică întoarceți-vă la faptele acelea de neprihănire, la faptele acelea plăcute lui Dumnezeu. Întoarceți-vă și faceți voia lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să poată lucra prin voi, să smulgă din lumea plină de păcat și fără de lege toți oamenii nemântuiți, se aducă în calea adevărului, slăvit să fie numele Domnului. În seara aceasta suntem chemați la pocăința adevărată, la o pocăință adevărată, la o pocăință reală, la o pocăință care să fie pe placul lui Dumnezeu, nu pe placul nostru. Ni se spunea și de dimineață și de la începutul anului se spune că în momentul în care venim la casa lui Dumnezeu și ne închinăm, trebuie să înțelegem un lucru, spunea un alt om al lui Dumnezeu. Când vii la casa lui Dumnezeu și te închini, trebuie să te gândești că stăpânul casei nu ești tu, nu ești tu, nu ești tu. Stăpânul casei este unul și acela este Dumnezeu. El a făcut un mare sacrificiu. L-a trimis din slava sa cerească pe Domnul nostru Iisus Hristos. L-a trimis cu un scop: să mântuiască toți oamenii. Spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 3 cu versetul 16 că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu. Ni se spunea de dimineață despre locurile minunate în care trăia Iisus Hristos, Domnul nostru. M-am gândit de multe ori la acest aspect. Un prinț pământesc are totul la dispoziție. Are o cameră specială, are locuri speciale. Îi spune unui slujitor: adu-mi cu tare lucru, și imediat acel slujitor stă la dispoziție. Nu comentează nimic. El, Iisus Hristos, a avut mult mai mult slujitor la dispoziție. Spunea la un moment dat: dacă îi spun tatălui meu ceresc, nu imediat îmi pune la dispoziție câteva legiuni. Nu cu ele l-au ținut pe cruce, nu cuiele, ci dragostea lui părintească pentru tine, pentru mine, pentru noi toți. Acea dragoste l-a țintuit pe cruce. El a stat acolo pe cruce, nu că n-ar fi putut face nimic. Un cuvânt să-i fi spus lui Dumnezeu Tatăl și el ar fi trimis din cerurile preanalte o legiune de oameni și ar fi distrus și nenorocit pământul. Dar el, din dragoste pentru noi, slăvit să fie numele lui, privind în viitor, a văzut niște oameni amărâți, oameni necăjiți, oameni care sunt fără direcție și a zis: Doamne, pentru ei se merită să mor, pentru ei se merită să stau pe cruce, pentru ei se merită să simt durerea, pentru ei se merită să fie făcute răni, pentru că iubesc, Doamne, și pe cei care se vor naște de acum încolo, vreau să-i primești în împărăția ta cerească, crezând în mine, crezând în jertfa ta, slăvit să fie el. Domnul încă cheamă oameni la mântuire. Domnul încă îi cheamă pe cei bolnavi spirituali la vindecare. Domnul încă îi cheamă pe cei bolnavi fizici la vindecare. Domnul încă are aceeași putere. Rănile lui au încă aceeași valoare. Sângele lui încă are aceeași putere. În rănile lui, spune cuvântul Domnului, suntem tămăduiți. Dar nu numai de bolile fizice, ci și de cele spirituale. Este posibil în seara aceasta să fii în locul acesta, poate bolnav, datorită faptului spiritual, datorită faptului că te confrunți cu tot felul de cazuri, cu tot felul de greutăți, cu tot felul de ispite. Vreau să-ți spun că în seara aceasta Domnul are puterea să te elibereze și să-ți vindece starea, să te ducă în împărăția sa cerească, să simți pacea sa și să te umple de Duhul Său cel Sfânt, slăvit să fie El. Apoi, Domnul poate să vindece trupul,
Cred că în seara aceasta sunt oameni socotiți neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, pentru că trăiesc o neprihănire adevărată, cerută de cuvântul lui Dumnezeu. Au trăit și trăiesc în voia lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și neprihănirea noastră, spuneam, n-am câștigat-o că am făcut noi ceva deosebit. Am câștigat-o datorită faptului că noi credem în jertfa al Fiului, singurului Fiu al lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele.